am ajuns în, în cartierul unde a copilărit bebe Moise. Haideți să-l sunăm pe tata să-l întrebăm. Și mie, unde stătea bebe Moise în colonie, pe ce stradă? Pe strada lui Bunăta, lui Mamaie, pe Mihail Cogălnicianu. Da. Pe partea cu Mamaie, ultima stradă pe stânga, ultima casă pe stânga. Da, de stătea tocmai în capăt de tot. În capăt, în colțul străzii. Mhm. Bine, hai că mă duc și eu să văd ce... Mamă, ce e aici, aproape? Eu știam că aici e... Nu, cred că... Că este... Va bătută în cuie și nu știu eu. Da, mă, cred că e bătută în cuie, da, uite aici. E bătută în cuie, frate. Să nu intre nimeni, sunt geamurile sparte. Din păcate. Băieți! Intrăm în cartierul, să zic așa, unde a copilărit bebe Moise. Exact în cam aici e zona cea mai activă a lui, să zic așa. Avem toate străzile astea stânga dreapta, stânga dreapta. Bineînțeles că e destul de modernizat. E destul de modernizat cartierul pe aici. În schimb, înainte era dezastru ce grupi erau pe aici. Băieți, am ajuns în cartierul unde a copilărit bebe Moise, exact aici în colonie, în Petroșan. Cei care sunt de pe aici, de prin zonă, știu care e treaba. O să-l sun pe taică-miu, să-l întreb exact... O să-l sun să-l întreb exact care este casa lui, să mergem să-i vedem casa, gen, să vedem care e casa lui bebe Moise. Haideți să-l sunăm pe tata să-l întrebăm. Da, tata. Auzi, știi ce vreau să te întreb, tata? Dacă îmi spui și mie unde stătea bebe Moise în colonie, pe ce stradă? Pe strada lui Bunăta, lui Mamaie, pe Mihail Cogălnicianu. Da. Pe partea cu Mamaie, ultima stradă pe stânga, ultima casă pe stânga. A, de stătea tocmai în capăt de tot. În capăt, în colțul străzii. Mhm. Uh-huh. Bine, hai că mă duc și eu să văd ce... Dacă mai e casa acolo, mai e casa lui acolo? Nu e casa, știu casa că... lui, dar nu mai e a lor. Aha, păi bănuiesc că nu mai e după atâta timp. Bine, tată, mersi. Da, bine, n-ai bine, ceau. Ceau. Deci, ci că pe strada asta este, băiță, în partea asta, în stânga, o să mergem acolo, să vedem... Să vedem dacă mai e ceva din casă. Ia, hai să mergem. Ne stuim în mașinuță și mergem să vedem care e casa, băieți. O să întoarcem aici. Și asta că țin așa mână, vezi? Deci mi-a zis că pe strada cu Mamaie, deci undeva în zona asta ar fi trebuit să stea ultima casă, pe partea stângă ultima casă. Pentru că s-a modificat foarte mult aici, dar și casă civilă că e aici. Aici, în atina asta, trebuie să fie numai nimica din ce erau aici. Aici ar fi trebuit, aici ar fi stat bebe Moise dacă era. Jos. Asta ar fi strada, băieți, unde... Aici ar fi stat bebe Moise, unde e casa asta, bineînțeles, s-au vândut tot, nu mai e nimic din ce... Sunt niște copii pe aici, dar n-au, cred că au nicio treabă cu zona asta. Deci cam aici ar fi stat bebe Moise. Băi, dacă ar fi... Ar mai fi rămas casa și a construit cineva peste, probabil, și a făcut mansardă, a cumpărat ambele case. Aici, când eram eu mic, nu era nimic aici, erau
strada e modernizată, de curând asfaltată, nu era asfalt, nu era nimic. Strada se numește Mihail Gugărnicianu, este în Petroșani, în colonie. Și nu știu, să mai dăm o tură pe aici, să vedem ce mai e pe aici. Hai să urcăm, să mergem un pic pe ea. Am uitat pe străduța asta, care în partea asta e Jiu. Fix în partea asta aici e Jiu. Băieții care joacă fotbal și fix aici unde este casa asta mare construită, aici stătea Bebe Moise, exact aici, ultima stradă. Aici stătea Bebe Moise. Nu știu, v-am spus eu de multe ori pe live-uri că îl știa și taică, îl știau și unchii mei, îl știa toată lumea. Îl știa pentru că știau pentru că au copilărit aici împreună și, bine, cred că era mai mare decât taică meu. Dar uite, este o poveste și cu căminul acela de acolo. E o poveste și cu acel cămin, dar nu știu cât de mult se vede pe GoPro. Deci nu vreau să merg până acolo. Și aici este casa bunicii mele, gen. Nu știu, o să o las pe partea asta aici. Aici este casa bunicii mele, nu mai stă nimeni aici de foarte mulți ani. Cam asta a mai rămas din casă. Uitați și aici în curte. Nu mai stă nimeni aici de 4-5 ani, cred. O casă nelocuită se strică imediat. Nu știu dacă pot intra în curte. Mamă, zici că e bătută în cuie, sincer. Mamă, ce e aici, frate? Eu știam că aici e... Nu, cred că este... Va bătută în cuie și nu știu eu. Da, mă, cred că e bătută în cuie, da, uite aici. E bătută în cuie, frate. Să nu intre nimeni, sunt geamurile sparte. Din păcate nu are cine să se ocupe de casa asta. Aici am copilărit eu, băieți, când aveam, nu știu, un an, doi. Veneam aici în curte. Aici ținea mamaia mea niște găini, ceva în partea aceea era o magazie. La un moment dat au fost porumbei acolo. Acolo era un cotez de porci. Este destul de mare, măricică, curticica. Pe depozitul ăla de lemne am avut eu un cotez de porumbei prin 2010, dacă nu mă înșel, deci în urmă cu vreo 12 ani. Ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Cina și ne mai uităm, că ne frică. Mai locuiți aici? Cum ce? Ne locuiesc în partea. De ce? Nu, păi nu știam de asta. Știam că a vândut aici casa de aia. Cine a vândut? Păi a lui mama dumneavoastră, a tanti Lanțeta. Nu, cum să o vândem? Că eu sunt fica. N-ați vândut-o? Nu. Așa știam că e vândută casa de aia. Dar nu asta e casa. Păi nu asta, asta e a lui mamaie. Da, da, și noi ne uităm tot timpul că ne frică. Au intrat de multe ori aici, în curte, mulți. Au intrat? Dar bineînțeles, de aia e bătută în cui poarta. E bătută de vecin, știi? Uh-huh. Ca să fie mai în siguranță, nu? Că dacă nu vine nimeni să se uite la ea, nu, și mă uit și eu tot timpul, nu, mi-e frică că sunt singură eu. Păi stați aici? Da, eu la maică-mea stau, da. Ah. Nu știu, aveam impresia că e vândută casa, de aia. Credeam că ați vândut-o. Nu se vinde. Urmează că e flori în geam, e... Păi da, dar nu, că dacă s-a mutat cineva. Nu, probabil că ne-am mutat loc. Stau aici de copii, ținut-o. Păi nu, acolo stătea Bebe Moise sau cum îl chema. O stătea Bebe Moise, că au luat ăia Șardi și al lui Bebe Moise. Și au făcut ei, dar stau de mult aici. Dar din neamul lui Bebe Moise mai trăiește cineva? Sora mai trăiește. Și sora stă în... Nu, aș pe aici undeva. Asta, da, și ea au vândut partea. Pe ea ce se fac? Ea la bloc. Ce se mai fac aici? Uite-te și tu, nu au loc nici de asta. Nici de...
Îl fura și uite-te și tu, n-am văzut așa ceva. Și capacul ăsta. Da. Dar ăsta nu știu dacă e de metal. Nu e de acolo, dar au fi pus-o cineva să nu cade din greșeală. Nu, asta nici nu cred că e de metal. Nu e de metal, tocmai de asta să nu fie furat. Ceva aliat, ceva. Nu știu. Mă, că aici a fost prăpăt, deci o, cum e, deci o, nu multe case s-au spart, care știa că nu stă, că plecați în străinătate, nu, să muncească oameni. Și uite așa. Hai, mamă, să mergem, mergem? Ok? Hai! Hai, mama! Și mi-am luat și tine. Da, băieți. Cam asta e treaba cu căsuța. Am văzut că ați întrebat-o. Ea este fata lui Lanțeta. Că știți voi că am avut noi povestea aia cu Lanțeta, care era vecină cu mamaia mea aici. Și na, cam asta e treaba cu casa. Nu mai e nimic aici în casă, băi, uitați că aici, de exemplu, s-a luat și e și geamul spart. Sunt câteva haine pe aici, de-a lui tataie, cred că erau, a lui mamaie. Nu mai e nimic aici în casă, nici nu vreau să intru pe acolo, nici n-aș vrea să intru. Mamaia mea a stat la un unchi de-al meu, pentru că era bolnavă și a murit chiar anul ăsta. Și cam asta e. Cam asta e strada pe unde a copilării și bebe Moise și toți nebuni. Băieți, deci aici era casa lui mamaie. Vezi că nu ai ușa închisă. A lui mama lui mama. Și taică mea stătea la câteva străzi distanță față de maică mea. Să vă și arăt exact unde stătea taică-meu, pentru că e destul de aproape. Deci acolo stătea maică-mea, v-am arătat, și fix aici stătea taică-meu, exact la prima casă aici, doar că era intrarea de acolo. Pe strada asta stătea taică-meu și na, de-aia zic ei că, na, uite, pe aici am venit eu de sute de mii de ori în colonie la bunica-mea, veneam din oraș, și doamna de aici este, a fost cu bebe Moise, doamna asta roșcată. Doamna aia roșcată de acolo a fost nevasta lui bebe Moise și Gina au avut și un copil împreună. Mamă, le-am prins pe toate, mă, deci am venit, sunt un fel de detectiv, mă simt așa un detectiv, știi? Da, 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 o cheamă Luci pe doamna. Serios? Da. Și a venit taică tot de ea odată. Da, 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 păi avea fiare, avea, are doi băieți cu bărbatul actual, doi băieți și o fată cu bărbatul actual. Dar înainte mai avea un băiat. Când eram eu mic, băiatul ăla era la pușcherie sau la școala de corecție, băiatul lui bebe Moise. Îl și știu cum arăta. Și asta de aici a fost nevasta lui bebe Moise, băieți. Doamna de acolo de stătea jos roscată. Este în vârstă, pentru că și bebe Moise nu știu exact câți ani trebuia să aibă, dar o să trească să mai urmăriți vlogurile mele pe care o să le postez în continuare, pentru că o să merg acasă și o să vorbesc cu taică-meu. Să-l întreb mai multe, să facem niște povestiri așa despre bebe Moise, ce s-a mai întâmplat în altă. Hai să cumpărăm noi casa asta, vei? Și noi o vom ține tot la fel. Când avem timp de ea, a? Noi venim la petrecerea în două. Băieți, pe strada asta am copilărit și eu, aici la mamaia mea, iar în capătul străzii, exact la ultima casă, asta și bebe Moise. Strada se numește Mihail Gogălnicianu. Aici am casa asta în copilărit eu la mamaie.
e modernizat. Acum înainte era foarte urâtă colonia, era în amol, se făcea un amol pe aici pe jos. Acum ia uite așa ce cartier frumos e aici de case. Parcă ți-e mai mare dragul să te muți într-un cartier din ăsta așa curat și frumos. Doar că, na, din păcate, eu dacă stau la Pitești n-am timp să vin aici la... Vedem demisie. Vedem demisie și venim la Petrușan. Trăim din YouTube, facem bani mulți și murim de foame. Da, băieți, cam asta e căsuța. Am zis să vin să vă arăt și vouă și unde am copilărit eu, pentru că aici am copilărit înăuntru. Și unde a trăit bebe Moise. Nu prea se vede nimic, dar aici avea mamaia mea și, mă rog, și unchii mei aveau niște cotețe de iepuri. Mai mult unchiul lui Lingurar, lui Davidescu. Hai să ne retragem și noi, băieți. Cam acesta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut și mai vreți ceva povești despre treaba cu bebe Moise, cu nebunel, apăsați butonul de like, abonați-vă la acest canal și spuneți-mi ce vreți să știți despre bebe Moise. O să urmeze să-l întreb pe taică meu să-mi povestească câteva lucruri despre el și o să postez și ale. V-am pupat pe toți. Nu uitați de like, subscribe, bla 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 bla. Sau lăsați.